S-ar putea să fie ultima oară când te văd așa, pentru că înțeleg că ești hotărâtă să redevii. Da, vreau să redevin ca la 18 ani. 18 ani, e bine. Așa, adică eu am 48 acum, deci e bine, da? Da, vreau 30 de ani ridic, de viață. Vreau să-mi ridic deci, pieptul. Hai tu să... nu trebuie să nu, atingi. Nu pun mâna, doar... Nu, am să-ți explic eu. Ia, explic eu. Voi deci... ridica partea superioară, așa. Okay. Mi se va mișora și partea aceasta. Da, va rămâne o mică cicatrice pe... Nu contează, pe, nu, pe chiar nu, nu contează. Și voi avea și ce să vezi. Ce voi avea, ghidora mea? Ce are Brazilia mai exact, bună în afară asta de voi fotbal. Avea, pot să mă așez ca să... Deci vă rog frumos, filmați-mă că sunt superbă. Iată, ce avea Brazilia, o să am și eu. Ce ne facem? Aici va fi o... Aici brazilian. Va interveni problema cea mai delicată. Nu știu cum am să fac față acestei situații. Voi fi prea frumoasă. Mai frumoasă decât Elena. Nu e imposibil. Acum, clar nu se poate. Știi că te iubesc. N-am cum să fiu mai frumoasă decât tine. Oricum, o să fiu mai frumoasă decât sunt acum. Știi că toate lucrurile astea dor. Știu că dor și știu că nu numai pe mine. Pe mine mă va durea fizic, dar pe alții îi va durea pisma. Nu-mi spune. Simți deja? Nu, da, simt. Simți deja? Cum dar știi ce mai simt? Mai simt dar pisma că... nu te doare, pisma te roade. Te roade, e adevărat. Dar mai simt că am un zâmbet permanent în colțul gurii și nu mă mai deranjează. Adică îi privesc cu oarecare compasiune. Dar te-a și... deranjat în ultima vreme, în ultima vreme atitudinea ușor pismașă? Sunt foarte puțin. Sunt prea puțin. Acum unii spun că sunt prea slabă. Prea slabă. Alții spun înainte că... erau, da. Sunt adică fixe aia care înainte spuneau și așa că ești o... bine. Cine te urăște, te urăște oricum ai fi. Da. Cine te iubește, te iubește oricum ai nici fi. Nici cum nu-i bine. Ideea este că mă duc la doamna Carmen Giuglea și astăzi am cunoscut-o mai bine și îmi dau seama că ea este acolo o fabrică de dive. Am primit pe Facebook tot felul de complimente și de felicitări că am ales pe doamna Carmen Giuglea. Probabil că dânsa fiind foarte concentrată pe bariatrici, și cei care fac operația de de gastric sleeve nu se duc în gura mare să spună. Este un mister, o taină. Băi, nu spune că m-am operat. Lasă, să fiu wow. Să apar în fața prietenilor și după 2 ani, mamă, dintr-o grăsană ai ajuns silfidă. De-aia eu am numit-o astăzi fabrica de dive. Doamna Carmen Giuglea are o clinică care efectiv face pe bandă rulantă oameni bariatrici, îi transformă din în dive. Acum, să vedem ce ți-ar putea reproșa lumea. Ți-ar putea reproșa, și o luăm cu începutul, pas cu pas. Ți-ar putea reproșa lumea că ți-ai tăiat stomacul? Răspuns, nu, pentru că tu erai într-un diagnostic de... Aproape de obezitate morbidă. Nu, deci încă, deci n-am ajuns chiar, dar puteam să nu fiu. Puteau să... Da. Asta nu se poate reproșa. De ce s-a operat? După aceea, că n-ai făcut sport după operație. Uite că ai făcut. Am făcut. Și faci în continuare? Da. Da. Uite, una dintre dovezi a fost și aici la Rai, departe. Fac. Bun, dar pielea aia care rămâne... atârnată precum rufele la... Să știi că nu, la mâini nu este atârnată absolut deloc. Ok, dar sunt zone ale corpului? Sunt zone ale corpului, pentru că sunt 42 de kilograme, adică... Și oricum, eu cred că materialul clientului este foarte important. Iar eu sunt un soi foarte bun și încă am pielea bunicică, spun eu. Uite, la față nu mi-a căzut foarte tare, nu sunt... Sunt mulțumită, dar vreau și mai bine și mai... Câte intervenții necesită acest obiectiv Summer Body, Beach Body, cum îi mai spune lumea? Summer Body, apropo, Beach Body, am învățat-o de la tine când am fost cu Alex Florescu aici și tu ai spus, vrei să ai un Beach Body? Și pe moment nu m-am prins, dar am zis da. Și când am ajuns acasă zic, mamă, Beach Body, cum o să am vreodată Beach Body? Nu e adevărat.
Și după aia mi-am dat seama, dar de ce nu? Adică eu ce am? A, deci eu ți-am băgat în cap. Da, tu mi-ai băgat în cap. Asta. Nu, nu mi se pare deloc o prostie. O văd la fete, la influencer. Și încă ceva, nu vreau să demonstrez nimic. Nu vreau să demonstrez nimic. O fac pur și simplu pentru mine. Uh-huh. De demonstrat, am demonstrat de mult. Vot erat demonstrandum, cred că am făcut-o de foarte mult timp. Și oricum, nu trupul te recomandă, ci iată, vocea și talentul. Inclusiv și perseverența, apropo. Degeaba ai talent și voce dacă nu ești perseverent. Munca susținută în domeniul industrial. Am întrebat cât timp voi fi out of order și mi s-a spus, adică nu pot să dirijez. Avem un concert pe 15 iulie, a trebuit să... Uită-l. Să-l uit pentru că vreau să mă operez chiar de ziua sorei mele, pe 9 iulie, dacă ești aici. Să-ți trăiască pe această cale. Mulțumesc, te iubesc, dar știi că asta este decizia mea, deci ne vom vedea la clinică. Dacă vrei să mă vizitezi, să spun la mulți ani. A, să vină ea de ziua ei la de tine. De ziua ei va veni la mine. Așa, și pe 15 era programat concertul, deci nu va mai fi acest concert cu orchestra Lumini Sonore, dar vor fi multe alte concerte. Deci cât stai pe tușă? Pe tușă voi sta vreo 3 săptămâni, pentru că nu voi conduce, nu mă voi spăla, atenție, voi purta un corset pe care l-ai văzut acolo în imagine. Deci 3 săptămâni n-ai voie să faci duș? Nu, n-avem voie să facem duș, ne vom spăla cu cârpița, așa, pe aici, pe acolo, prin... Da. S-au mai văzut cazuri, adică nu cred da, că... Da, nu avem voie să stăm la soare, nu avem voie să șofăm. N-ai filmări, nu ai apariții, n-ai nu, nimic. Nu, de-aia vreau să o fac pe 9 iulie, pentru că începem filmarea, te cunosc de undeva, în august și vreau să fiu minunată, vreau să fiu superbă. Bine, nu că n-aș fi acum, dar vreau așa un pic să mă... Să întinde pielea așa? Ca... Domnule, am primit niște poze pe Facebook în privat de la niște doamne operate, de doamna dr. Carmen Giuglea, înainte și după, și am rămas așa, what? Și într-adevăr, pielea este extraordinar de întinsă. Și dai seama, da. O să am și niște sânii. Doamna asta, doctor, operează și hateri? Știi că mulți au pielea foarte groasă. Adică să și subțiază pielea sau gros, doar să... Gros. Bine că n-au șoriciu gros. Au numai pielea. Nu știu, trebuie să mergem să o întreb în personal. Ca să-i duci și pe haterii tăi la operat. Cred că operează de vii. Nu, glumesc. Eu n-am hater. Nu, eu ești pe o stare foarte... Pe o vibrație foarte... Da, sunt o vibrație foarte bună. Foarte. Apropo, am luat binecuvântarea de la duhovnic ca să fac această operație. Nu cred. Ba da. Și prima operație, deci operație de gastric sleeve și pe aceasta. Am întrebat-o, când am fost sâmbătă la spovedit, am întrebat, pot să fac această operație? Îmi dați binecuvântare? Și mi-a zis, da.